8. Cel care o, care o produce, da? Deci spunează unioco, da? Atenție, da? Partenerul este într-un picior, observați? Aici orice, dacă el a ratat această lovitură, da? Este dezechilibrat, observați? Este foarte ușor, dacă încă o dată, dacă a ratat lovitura, se face o tehnică. Nu trebuie să face o chestie extraordinară, da? Totul este, ca la orice procedeu de Aikido, primul contact, da? Să îi lovești, să fie lovit cât mai puțin posibil. Și pentru asta faci ceea ce am învățat în Aikido, acești tai sabaki, aceste eschive care ne permit să lovești, da? Am folosit exact pentru mine lovitura de picior, lovitura de mână sau lovitura de armă este același lucru, da? Că poți vine într-o parte, de sus, de jos, nu? Încă o dată, da? Încă o dată. Închipuiți-vă că aș face pe o lovitură din aceasta, da? Da? Îl poți ega aici. Și că patele îi rup piciorul. E foarte periculos pentru el. Încet. 1, 2, da? Și acum fac un cotric aici, da? Ușor, ușor. Aceste procedee de atac de picior se sfârșesc totdeauna cu membre rupte, din păcate. Deci o să vă rog să lucrați foarte, foarte atent, da? Foarte atent pentru cel care lovește. Încă o dată, da? Încet de tot. Foarte încet, da? Deci. Bun, ia să vedem o lovitură mai complicată. Prin toate, cum vrei, da? Chile, a fost un dans frumos și mi-a plăcut de Bogdan, dar n-a fără efect, da? Da, atenție, trebuie să mă și atingă. Încercăm acest lucru? Hai! Ușor! Voi, și o meriți un bărțar. Hai! Bogdan, ia-i pe felul ăsta. Colegul nostru, Bogdan, e practicant de taekwondo și de asta. Dar nu-mi pierd el un ciro, picconde și moș. Deci, cum ai făcut-o, Bogdan? Aici, păi o eschivă. Deci, dreptul față. Deci, cel de față rămâne, vine spatele. Aha,
Să deci ca și când nu știu, da? Da. Și ca și când ai vrea să nu vezi. Mă lasă să-l văd să treci după aici. Da, 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 dar e nu imaginează să mă întâlnesc. Am gata. Nimea asta s-a întâmplat. Bun, ia-mi! Îți sperie pe om. Deci, lovituri de baston. Să spunem un atac de tip pum, tsuki. Da? Urmează o lovitură, da? Un control, da? Încet. Să facem încet mișcarea, da? Tai sabachi, da? Aruncat, da? Încă o dată. Unu. Da? Pot face foarte încet. Îi arată ca un dans dacă o fac încet. Da? Voi? Hui! Hui! Ia-mi! Primul lucru este să nu fiu lovit, da? Duc mâna sus, observați? Mișcarea lui firească ar fi să trag înapoi, de să dau ducă jos, da? În momentul în care faci acest lucru, simulezi o lovitură cu capătul ăsta bastonului către picioarele lui, da? Hai! Și sunt gata imediat să-l lovesc dacă e nevoie, da? Da? Sau să-l fixez acolo. Păi e cel mai important. O altă formă, da? Încet. Sus, da, el trage, da? Foarte bine. Întotdeauna trebuie să folosesc bastonul pe care le iau, da? Ca să-l controlez. Dar nu vă jenați să-l speriați. Să-l faceți să stea acolo jos, da? Deci, și prima formă și a doua formă. 1, 2, imediat pregătit pentru o lovitură. A doua formă. 1, 2, pe piciorul celălalt. Când te ridici de aici. Sunt aici, da? Da? Am venit aici, da? Mâna eu fixez în continuare și sunt gata când încearcă să ridice, da? Ridică-te, da? Da? Pun mâna aici, da? Mă retrag și schimb gardă. Tot timpul pregătit, chiar dacă el cunoaște un salt, da? Pregătit pentru o ripostă. Și asta, putea să știe să lovească de acolo de jos, da? Trebuie să te încrezi în puterea ta. La cap, da? Pe care de obicei, dacă nu intri foarte repede, este greu să o întâmpin, da? Uitați-vă, da? Aici nu pot întâmpina, rupe mâinile. Da? Dar dacă ajung aici, da? Hai. Da? Lovitura este în afara mea. Atunci există o mișcare care îmi permite să eschivez, să mă ferez de lovitură și să ajung
la sfârșitul mișcării într-o poziție favorabilă. Încet. Da? Din nou. Da? Deci, mă duc către el. Bun. O lovitură la cap cu bastonul. Încet. 1, 2, 3, 4, încă o lovitură la abdomen, da? Am continuat. Tata aici, da? Ce? 1, 2, 3. Mai încerc. 1, 2, 3, 4. Același atac. Important este să nu iau lovitura în plin. Sus. Încet. Ceva cu mâna, pentru că arma trebuie să fie o prelungire a mâinii mele. Dacă arma este un corp străin de mine, nu voi putea face lucrurile acestea. Încet, da? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Mai atent. Ți-am fixat bastonul, da?
1. Observați că ce este important, a? Da? Aici nu-i nimeni, vedeți? Nu-i nimeni aici. Deci această tehnică o facem cu mâna goală. 1, 2, 1! Și voi, încet. 1, 2, 3. La loc, hai! Un practicant de Aikido, în general, un practicant de arte marțiale, trebuie să știe în orice moment ce se petrece în jurul lui. El nu poate lupta pe o singură direcție, considerând că adversarul lui este doar în fața sa, sau în dreapta, sau în stânga. Adversarul poate fi și în spate, și la dreapta, și la stânga, și sus, și jos, oriunde. Să exemplificăm treaba asta, da? Deci, încă o dată, când luptați, chiar că aveți un singur partener în față, comportați-vă ca și cum și în spate ar putea fi cineva. Deci, că tatăl tău ai Hami. Am uitat în spate, da? Bun, am alpat la jos, pentru că de acolo am plecat, nu era nimeni. Nu știu cine e în spate, el atacă, da? Acum, dacă i-a fost cineva în spate, l-am aruncat în el. Deci tot timpul trebuie să ori mă întorc și mă uit, ori când mă uit, îl și taxez pe cel care eventual ar putea fi acolo. Dar niciodată nu o să fac așa, nu o să lupt aici cu el, așa? Da? Pun jos aici, da? Și mă duc aici, nu mă uit cine e în spate. Da? Este cineva în spate. Sunt lucruri extrem de importante. Comportați-vă și pe tatami ca și cum ați fi în stradă. Altfel, la prima ocazie, strada vă taxează. Taxa asta este grea, să știți. Trebuie să te comporți exact ca în stradă. Sigur, la alt nivel. Aici nu sunt toți dușmani. Sunt partenerii noștri cu care ne antrenăm, dar trebuie să fiu pregătit totdeauna să dau ochii cu strada care înseamnă lovituri, moarte. Da? Dacă nu ești pregătit pentru treaba asta, niciodată nu o să poți să lupți cum trebuie. Este extrem de important. Partenerul mă apucă de umăr, da? O cuțeată, cuțeată mâncă. Da? Deci este o priză curentă, da? Am întors în partea asta, da? E un partener în spate. Atacă. Lovește! Deci tot timpul trebuie să fii plasat în așa fel încât, da? Că poți să-i aduci pe unul în fața altuia, da? Face parte din tehnicile de luptă. Hai, hai!
Hai! Haideți! Deci trebuie tot timpul, da, să te gândești, da? Aikido înseamnă foarte multă minte. Poți juca doar cu mușchi. O să fai. Împreună. Împreună. Am păcălit. Hai. În câte trei, da? Doar... Hai pe lau. Mai pot scăpa, la lovitură de sabie șansele mele sunt foarte mici. Deci va trebui să fac tot felul de lucruri pe care el se le digere din foarte greu. Și în timp ce încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, eu să-mi folosesc tehnica. De exemplu, da? Ați observat? Să mai facem atât. Deci cea mai mare greșeală este să, da, să contezi că el nu te lovește, este greșit. Poate să lovească din foarte multe motive, că e speriat, că chiar vrea să te omoare, că vrea să-ți ia banii, că cine știe, da? Vreau să vadă care este de partid. Deci trebuie să fiu atent, pentru că nu știu, chiar dacă este un copil cu o sabie în mână, din greșeală mă poate lovi. Nu trebuie să neglijez acest aspect. Da? Observați? Am folosit instinctul partenerului meu care se repede, da? Se declanșează fără controlul lui. Dacă eu fac treaba asta, el are o reacție întârziată, pe care eu o pot folosi foarte ușor, da? Dacă aștept lovitura, puține șanse am, da? Dacă mă retrag și aștept lovitura, am șanse foarte puține. Trebuie să fac tot felul de lucruri care să distragă atenția, să-i o împrăștie, da? Și să folosesc momentul optim ca să pot să-l... să pot să-l dezarmez. Sigur, dacă am un baston în mână, lucrurile sunt simple, mă pot apăra foarte ușor. Deci nu e... Dar problema este fără bani. Și o să facem încet, mai, pentru că mâinile lui sunt mai lungi decât ale mele, din cauza armei, da? Va fi nu aici, pentru că aici înseamnă că am murit de... Deja, da? Da? Și aici. Da? Dacă sunt mai departe, da? Îl obi pe partener să meargă. Se apropie, da? El va încerca să păstreze tot la distanța la care poate să mă lovească. Și aceasta e distanța pe care, dacă se întinde puțin, și mă și lovește, da? Și atunci este preferat această distanță la limită,
în care dacă eu îl păcălesc și mă pot apropia de el, el nu-și mai poate folosi sabia, da? Și încet o să facem, da? Deci uitați-vă. Simulez o lovitură. Ești acolo, da? El nu mă poate lovi aici, observați, datorită poziției în care ține sabia cu mâna, cu mâinile, da? El mă lovește greu aici. Dacă aș fi aici, da, mă lovește destul de ușor, observați? Sunt o țintă ușor de atins, doar prin mișcarea încheieturii. Asta nu înseamnă că nu pot să mă duc și în partea aia, da? Dar trebuie să-i blochez mâna. Da? I-am blocat mâna, observați? Da? M-ar pot lovi, da? Sau pot să-l arunc. Deci facem cele două forme. Unu, poate că a ieșit. Toată lumea, mai puțin voi, da? Și vă rag eu de ăsta. Nici prea devreme, nici prea târziu. Trebuie să te miști fulgerător, da? Atacul acesta. Sigur, pentru asta trebuie cât de cât puneam sânge rece, da? Hai. Încearcă. Același atac. Toată lumea încearcă acest atac. Andrei, grijă. Ia-mi! Ți-am blocat mâinile, da? Ți-am blocat. Thank you.
eu. Mai cât de apropo. Folosim câteva eschive, da? În atacul de bochet, da? Nu trebuie să stai încordat, da? Da? Deci nu luăm, da? Folosesc coada bochelului ca să-l lovesc. Da? Până a scos-o, a ajuns în spatele lui, da? Unde îl pot lovi. Da? Asta dacă sunt atent. Te vezi? Pierd. Mă lovește totdeauna. Nu are nicio șansă. Aici o să folosesc, te așeștiți de la șapta de sabie, da? Când fac lucrul ăsta? Când el încarcă sabia de energie ca să lovească. Da? Unu.
Mai băgă. Pune pe tine. Pune stacă de voi? Bochin doar.